Când vine vorba de parcare, semnele devin străine. Nu parcările greșite, semnele nu spuse bine. Sunt doar de decor, așa, respectă cine vrea. Foarte frumos faceți aici. Toaletare, nu? A fost făcută toaletare, nu știu, încărcăm gata. Încărcați decât. Da. Foarte bine. S-a executat. Vreau să vă întreb și eu ceva. Ați venit cam târziu. Da. Noi ce părere aveți despre de mașina aia din spatele mașinii dumneavoastră? Sau din fața mașinii noastre? E parcată corect? Păi, dacă nu are spațiu, unde să o pună? Nu are spațiu? Dar semnul ăla pentru ce ieșiți? Păi știu, ca să nu parchez nici în față, nici în spate. Sunt multe semne de interzis, dar... Așteptăm să luăm copilul de la școală. Nu, despre semne vorbim, despre copii. Semnele sunt amplasate, dar nu prea sunt respectate. Așa este. Dar ați respecta legea. Faceți dumneavoastră într-un fel și... O să mut mașina, e bine? Dar unde e legal? Unde e corect? În spate... Da, ai filmat și pe domnul, am înțeles, gata! În spate nu e bine, vedeți? Legea e pentru unii, pentru unii nu. Nu e corect, faci stradă cu patru benzi și nu folosești decât două, că le parchezi pe unde-ți vin. Greșit. Păi, uite, semne de circulație care... Dacă iesi după aia, nu ai voie să le montezi decât după 2 metri jumate în sus. Au tăiat țevi, vine mai scurt, i-am pus, vine un copil, vine un ceva, un de la, se lovește cu capul în el. Multe semne sunt amplasate doar pentru decor, cum e bradul de Crăciun. Adică, din moment ce nu-l respecti, e de decor. Asta e problema primăriei și poliției locale. Deci ar fi o idee bună ca un polițist local să păzească semnul. Să nu-l ia cineva, domnule, dacă totuși nu are nicio valoare. Sau, mă rog, l-au pus pe semne să avem și noi niște semne, doar pentru decor, oricum, precum bradul de Crăciun. Măcar cei de la locală să le păziți, de-ați putea să avem totuși siguranța că nu le ia cineva.